Xandar foarte frumos. Iată o solistă foarte cunoscută de muzică ușoară, care vine din Germania acum. Pentru mine e o amintire minunată, pentru că am debutat împreună la festivalul de la Mamaia în 1983, când ea a cucerit trofeul secțiunii de interpretare. Apoi, de curând, a fost la Teatrul Constantin Tănase într-o gală Savoi minunată, unde ea a venit să-l cinstească, să-l omagieze pe regretatul său soț, actorul de comedie Horia Șerbănescu. Asta ca amintiri. A luat și steaua fără nume prin anii 70, deci este un nume bine cunoscut dumneavoastră. Spuneai că trăiește în Germania, dar a organizat numeroase turnee cu artiști români peste hotare, ceea ce ne bucură, pentru că, iată, avem ce duce dincolo de granițele țării cu mândrie și cu onoare. Doamnelor și domnilor, o vom asculta cântând romanța cunoscută sub două titulaturi, una dintre ele este E mult de când te-ai dus sau Amintiri, o romanță a Miei Braia. Și acum cea de-a doua piesă a luat premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor aici la Crizantema de Aur în 1982. Iubirea de mamă, piesă de Ion Cristinoiu pe versuri de Eugen Rotaru. Vine din Germania, nu? Așa trebuie. Doamnelor și domnilor, o invităm alături de noi pe Gina Pătrașcu! Câți ani în părul tău au nins și câte flori din crâng de iasomie s-au stins, s-au stins. Dar ce n-aș da să te mai văd în gând și ochii tăi să-i mângâi rând pe rând. Închid pe-ai mei ca să visez de tine și ador plângând. Cu picuri de mărgărit arângene, cu sufletul pustiu de dor, pe un fir de stea a coborât alene un călător. Iubitul meu, cu chip ca din povești, de ce ești trist, nu vezi ce aproape mi-ești? De-ar ține visul mult o veșnicie să mă iubești. Am vrut să știu dacă ai fost tu iubite sau umbra ta în gândul meu. Așa cum ai plecat pe negândite, mi-e tare greu. Vor trece ani și pe același drum ne-om întâlni din nou, dar la ce bun? Vom fi ca doi străini, ca două umbre făcute scrum. Vă mulțumesc din suflet. Thank you.
de mamă. Nimic și nimeni n-o poate înlocui. Inima ei născută e pentru a iubi. De ce? Doar când ești mamă poți să știi. Iubirea de mamă rămâne în suflet cu duioșia ei. O porticoană oricând și cu temei, o simt și eu acum la nimeni. Mamă, la viață m-ai adus și tu m-ai învățat că sufletul curat de toate mai presus. Mamă, la tine mă gândesc, la tot ce ai făcut și mâna ți-o sărut și-ți spun că te iubesc. Mamă, ce dor mie acum de mângâierea ta, de întristarea ta. Când iar plecam la drum, mamă, tu tot copil mă crezi, dar am încărunțit în ochii tăi iubiți. Frumoasă tu mă vezi. Iubirea de mamă, nimic și nimeni n-o poate înlocui. Inima ei născută e pentru a iubi. De ce? Doar când ești mamă poți să știi. Iubirea de mamă rămâne în suflet cu duioșia ei. O port icoană oricând și cu temei, o simt și eu acum la nimeni. Mamă, nu ți-am cerut nimic, dar tu mereu mi-ai dat. Azi aș fi fost bogat, de-aș fi păstrat un pic. Mamă, de-ar fi să-ți cer vreodată într-adevăr ceva, aș vrea de s-ar putea să mă mai naști odată. Pătrașcu, la 56-a ediție a festivalului Crizan, tema de aur. Mulțumesc maestrului dirijor și dumneavoastră din sufletul meu. La revedere. Nu la revedere, însă te rog să rămâi alături de noi, pentru că avem un moment de suflet. Faptul că tu ai cântat o romanță închinată părinților și închinată mamei. Superbă romanță de Ion Cristinoiu, superbă. Ne-a bucurat foarte mult pentru că avem o surpriză pentru tine. Am să citesc așa, cu drag, doamne Gina Pătrașcu. Romanța aceasta ți-o cânta mămica ta când te culca. Acum este romanța ta, a mea, dar mai ales romanța ei, ce-o fredona sub vechiul tei. Martorul meu, martorul ei, ea o cânta cu glasul ei sublim de heruvim. Irina și Ticu Lică
Pătrășcoiu. Este tata. Este tatăl Ginei Pătrașcu, care are 93 de ani și care de la Baia Mare ți-a trimis acest superb coș cu flori. Sunt copleșită. Sunt atât de copleșită, nu m-am așteptat. Invitația la acest festival i-a aparținut Alinei Mavrodin și m-a onorat fantastic că am ajuns în orașul în care etapa a treia Stelei fără nume s-a ținut cu public și a fost la Târgoviște. Eu aici am câștigat trofeul Steaua fără nume și susținerea dumneavoastră mi-a fost de bun augur. Sper. Și ai fost și la Crizantemă de câteva ori și mereu ai adus către podium melodiile interpretate. Te rog să păstreze acest mesaj din partea tatălui tău, un moment chiar mulțumesc emoționant. Adânc cu inimii pentru primire, îmi doresc oricând să revin, sunteți minunați, mă emoționați. Mulțumesc orchestrei și vouă din toată inima. Și noi organizez un turneu în Germania cu orchestra Romanța, exact. Venim toți. Să promovăm perfect Romanța în exact Germania. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi.